Am 3.353,51. Deci 3.550. La mine în cameră nu merge caloriferul. Nu-i dau drumul, personal nu-i dau drumul. Nu merge decât într-o singură cameră la copii. Și atâta regie. Aș vrea să-i întreb pe cei de la firma de repartitoare de unde cunosc ei că eu în sufragerie am consumat 596 de puncte. 4 gigacalorii și ceva și acum am 17,692. Deci mai mult decât dublu. 2.200.000. Cu zero consum. Cu zero consum, dacă nu-s acasă. De aici a pornit totul. Zeci de severineni au reclamat facturile umflate la căldură. La mai puțin de 2 săptămâni de la materialele prezentate de RTS, presiunea socială, dar mai ales cea mediatică, a pus în mișcare autoritățile. În acest context, președintele Consiliului Județean s-a văzut obligat să ceară prefectului și primarului Gherghe să ia măsuri. Vă mulțumesc presii, dar încă o dată am fost și noi foarte bine informați, dar inclusiv presa. Adică prețul la facturi care a fost extrem de mare și nu vreau și nu trebuie să acuzăm pe cineva până lucrurile nu se vor finaliza. Numai că surpriza a fost și mai mare când la masa celor nemulțumiți de facturile emise de RAN s-a așezat și primarul Severinului. Gherghe a refuzat la plată o factură emisă de regie pe luna decembrie, pe motiv că prețul ar fi umflat comparativ cu noiembrie. Factura cu pricina se referea tocmai la plata subvenției de 22 de lei oferită de către Consiliul Local Severinenilor pentru fiecare gigacalorie consumată. Pe luna decembrie ni s-a majorat factura la subvenție pentru populație cu 120% aproape. Și în comparație am să vă arăt, pentru că avem aici calculul subvenției așa cum este făcut și al plăților pe subvenție de către RAN, secția termoficare, și o să observați că am să vă dau aceste înscrisuri, că pe luna noiembrie au fost livrate către populație 15.264 de gigacalorii, pentru care factura totală cu TVA a fost de 335.000, deci 3.350.000 lei vechi. Iar pe luna decembrie am avut surpriza neplăcută să constatăm că în comparație cu noiembrie, când ne-au facturat că livraseră 15.000 de metri cubi, în decembrie au apărut livrați 35.000 de metri cubi. Cu 20.000 de metri cu mai mult. Prefectul Drăghia s-a văzut nevoit să reacționeze, așa că a dispus formarea unei comisii de anchetă a facturilor emise de RAN. Vizat de activitatea acestei comisii este chiar un membru PSD de marcă. Ion Iordache a fost numit cu sprijin politic în fruntea secției de termoficare. În plus, este și consilier local PSD. Am emis în data de 31 ianuarie un ordin prin care am constituit o comisie mixtă de verificare a distribuției, consumului și facturarea energiei termice pentru populație în municipiul Drobeta, Turnu Severin, pentru luna decembrie 2013. Rezultatul verificărilor va fi făcut public în maximum o săptămână. Din comisie fac parte 2 auditori de la Consiliul Județean, un expert independent și un reprezentant al primăriei Drobeta, Turnu Severin.